Salutare! Astăzi am pregătit un clip mai altfel, să zic așa. Tot un fel de review, dar ceva mai diferit, pentru că astăzi am să vă prezint 5 gadgeturi ieftine pentru telefon, dintre care despre unul deja am discutat în acest clip, însă totuși am zis să remenționez și aici. Am să le prezint în ordine crescătoare a prețului și evident o să spun dacă merită sau nu să fie cumpărate. 1. Lampa aceasta pentru selfie-uri mi se pare un gadget super tare. Diferența se vede clar, iar lampa este micuță și portabilă. Este o lampă cu baterie încărcabilă, adică are port de încărcare micro USB. Și este bine că primim și un cablu de încărcare în pachet, fie el și doar de 15 cm sau cât o fi. Per total, eu consider că această lampă chiar își merită cei 17 lei cât am dat eu pe ea. Bun, și de acum înainte o să mă vedeți inclusiv cu această lampă pornită, pentru a vedea dacă mai face o diferență chiar și dacă este o lumină bună. Sincer, nu știu, o să văd și eu la editare. 2. Următorul gadget este un ecran de mărire a imaginii telefonului, care zice că ar mări de 4 ori, însă nu cred că este chiar de 4 ori. Dar totuși, de mărit, mărește suficient. Problema este că acest ecran în sine este un plastic, iar imaginea nu este 100% clară. Ba mai mult decât atât, consider că acest gadget îți poate strica ochii. Totuși, imaginea eu o văd altfel față de cum o vedeți voi pe filmare, adică nu o văd așa distorsionată. Se vede chiar decent. Acestea fiind spuse, consider că acest gadget nu merită cumpărat. Și am spus gadget între ghilimele, pentru că în esență este o bucată de plastic. 3. Această mirobolantă boxă portabilă, care este practic un fake după JBL. Pe această boxă am dat fix 30 de lei, iar după cum ziceam și mai la început, am prezentat-o mai pe larg în acest clip. Pe scurt, se aude doar ceva mai tare decât telefoanele actuale, însă n-aș putea zice că se aude mai clar. Mai mult decât atât, clar nu este rezistentă la apă, adică vezi clipul ăla și o să te lămurești, și acestea fiind spuse, nu merită cumpărată. 4. La doar un leu în plus, îți poți cumpăra aceste căști pe 47, efectiv așa le zice. Sau mă rog, eu 31 de lei am dat pe ele, acum nu știu exact cât costă. Pentru 31 de lei am reușit să cumpăr niște căști Bluetooth, care pe lângă asta mai au și mufă pentru jack-ul de căști. Surprinzător, se aud chiar bine pentru 31 de lei. Există bas suficient, iar în rest se aude decent. Ca și volum însă este chiar bine. Ce să mai acum, raportându-mă la prețul de 31 de lei, sunetul este chiar bun. Nu ai ce să găsești mai bun ca și calitatea sunetului în 31 de lei. Atenție însă cum le folosești dacă o să le cumperi, pentru că sunt fragile, este un plastic ieftin, la cea mai mică greșeală consider că o să le rupi. Acum nu pot să-mi dau cu părerea despre comoditate, însă cert este că sunt foarte ușoare. Acum ce să zic, dacă chiar nu mai ai de unde să pui niște bănuți, dar totuși vrei niște căști decente ca și calitatea sunetului, atunci ia-le, căci pentru banii plătiți mie mi-au depășit așteptările. 5. Și ultimul gadget este un telescop pentru telefon. Da, ați auzit bine, un telescop pentru telefon. Și când auzi telescop pentru telefon, te gândești, wow, ce tare, pentru că da, așa spune în titlul produsului, care zoom optic până la 50x, însă nu este adevărat. Zoomul este undeva la 7-8x pe acolo, deci pentru 59 de lei cât am plătit eu, era super să fi avut 50x, dar cu toate astea este un telescop bun care își face treaba. Acum, evident, nu o să-mi iasă pozele cu luna după cum credeam eu, pentru că v-am zis, nu are 50x, dar mă gândesc că o să iasă decent. Ce am observat însă este că trepiedul telescopului este prea mic în comparație cu paletele de tenis ce noi le numim telefoane, adică ăsta este Poco F3, ăsta e trepiedul telescopului. Acum e cu dus și întors dacă merită sau nu banii acest telescop, însă eu zic că este ok pentru banii plătiți. Mai mare monitorul, în fine.